A doua zi de vaccinare cu doza 3 a adus un nou record pentru țara noastră. Peste 61.000 de români au ales să se imunizeze ieri. Dintre aceștia, 36.000 au ales să își facă doza a treia, în timp ce cu prima doză s-au vaccinat peste 21.000 de români. Sunt o grămadă de oameni care sunt programați și la 8 și la 9. Roza M! Și stăm la rând! Da. Vă rog frumos, deci haideți numai. Dar mi s-a cerut lista, poate faci pe listă. Păi să două rânduri, unii programați și unii neprogramați. Zeci de craiuveni au așteptat la coadă la vaccin încă dinainte să înceapă programul pentru a primi una din cele 3 doze recomandate de vaccin anticovid-19. Mulți dintre cei care au stat la coadă sunt persoane în vârstă venite să se imunizeze cu prima doză. Doză. Pentru prima dată veniți? Da, pentru prima dată. De ce ați ales să veniți? Pentru sănătatea noastră, pentru cei din jur, pentru familie, copii, bătrâni și așa mai departe și în al doilea rând și serviciu care trebuie să ne-l păstrăm. Alții au mers să facă a treia doză de vaccin și i-au îndemnat și pe alți români să le urmeze exemplul. Mă tem, chiar dacă îl fac într-o formă mai ușoară, la a treia doză de vaccin și vreau să-l fac. Le-am făcut și pe cele două, sfătuiesc pe toată lumea să facă. Iar cozi au fost la toate centrele de vaccinare din țară. Dovadă în acest sens stau cifrele oficiale. Astfel, miercuri s-au imunizat numai puțin de 61.095 de români. Dintre aceștia, aproape 37.000 de români au primit doza a treia, pe când peste 21.000 au fost imunizați pentru prima oară, dintre care numai puțin de 12.000 cu Johnson & Johnson. Cifra celor vaccinați cu prima doză este cea mai mare de la 4 iunie încoace, atunci când s-au imunizat cu prima doză peste 25.000 de români, iar numărul celor vaccinați cu prima doză ar putea să crească și mai mult în contextul în care ar putea intra în vigoare o lege care ar impune obligativitatea vaccinării pentru anumite categorii de muncă, cum ar fi medicii. Insist să se vaccineze tot personalul medical, pentru protecție personală, dar și pentru protecția pacienților. Dacă însă s-ar aplica acest proiect de lege, atunci ar fi o mare problemă la serviciul de ambulanță, pentru că fiecare om contează și vor exista oameni care vor prefera să aibă contractul suspendat decât să se vaccineze.